Salutare, dragi prieteni! Astăzi am revenit cu o nouă ciupercuță. Se numește Boletus luridiformis. Este o ciupercuță condiționată care e comestibilă doar atunci când este fiartă sau prăjită, na, cum vreți voi să-i spuneți. Un hrib foarte frumușel, foarte gustos. Ia să-l vedem, cu pălăria întunecată bine, piciorul roșu și în secțiune se albăstrește. Vedeți numai cât am atins și s-a albăstrit. Asta-i, rupem piciorul. Ce picior cărnos. Da, așa arată o ciupercuță foarte, foarte, foarte frumușică. Dacă vă place genul ăsta de filmulețe, nu ezitați să dați subscribe, pentru că vor mai apărea destul de multe. Sper că v-a plăcut și vă mai aștept cu mare, mare drag pe canalul meu. V-am lăsat, prieteni. Ciao!